Ziua tuturor! Să începem. O să vă rog pe parcursul prezentării să-mi dați voie să-mi opresc camera. Procesorul meu nu prea face față. Să-mi partajez și ecranul să puteți vedea. Pentru început, fiind vorba de numere, mi-am propus să discutăm puțin despre, hai să zicem, omisiuni, greșeli sau recomandări care apar atunci când e vorba de numere. Și fiind vorba de un concurs, probabil se vor specifica și un interval de reprezentare a datelor pe care va trebui să le folosiți în problemele care veți rezolva, să zicem, de obicei se face chestia asta și am observat că din experiența de anii trecuți, studenții fac greșeli la partea de overflow. Și atunci hai să discutăm un pic despre domeniul de reprezentare a datelor legate de, să ne referim la întregi, ca să fie discuția mult mai simplă și ce probleme pot să-mi apară atunci când reprezint datele pe întregi. Și de obicei, pentru a acoperi un domeniu cât mai mare de date, se folosesc tipuri de date de tip long int sau long long int, care am la dispoziție să văd dacă pot scrie. Deci am la dispoziție un număr de n bits pe care pot să reprezint o cantitate de informații. Acum, cu acești n bits, știți banalul int, pentru el se folosesc 32 de bits pentru a reprezenta această informație. Și domeniul de valori distincte care pot fi luate, să zicem, de un întreg pe 32 de bits, cred că știți și asta, e, dacă vorbim despre interpretare cu semn a valorilor reprezentate pe acei 32 de bits, este... Da, deci pot să mă uit în acest domeniu de valori, deci toți întregi. Și acum, în competiții, să zicem, la concursuri, fiind vorba de niște, de probabil de numere foarte, foarte mari, se folosește de obicei ca domeniu de reprezentare long int. Da? Fie long int varianta 32, fie long long int varianta pe 64 de bits. Da. Acum, problema care apare e conversiile implicite care se fac în tot felul de operații aritmetice. Și, de exemplu, asta este o greșeală care am văzut-o frecvent. Și atunci când se folosesc tipuri diferite de date. Și vă dau un exemplu. Putem defini un întreg și să asignăm o valoare. Să zicem, da, o valoare destul de mare și fac ceva operație cu acest întreg. Și ca să fiu sigur că rezultatul acelei operații poate fi stocat în memorie, asignez o alt tip de variabilă. Să zicem, B, care o să fie rezultatul mulțirii celui A. No, ce credeți? Variabila B, oare va putea să stocheze rezultatul mulțirii ridicării la pătrat al lui A? Având în vedere că am această valoare asignată variabilei A. Nu. Știe cineva ce se întâmplă în spate, de exemplu, de ce va fi un număr negativ, va fi stocat în B, deci va fi ceva număr negativ destul de mic. Oare de ce? Are cineva vreo idee? Pentru că ai mai mare de câteva milioane și long long intră până pe la miliard, 2 miliarde. Ok. Ceea ce se întâmplă în spate, deci dacă vorbim, de exemplu, pe valori de 32 de bits, mergem de la 2 la 30, minus 2 la 31, da? Până la 2 la 31 minus 1, cred că putem să aproximăm cu minus 2 ori 10 la 9, până la variabila 2 ori 10 la 9, da? Vorbim strict de 32 de bits. Și pe 64 de bits ar fi
2 la 63, minus 2 la 63 până 2 la 60, la puterea 63 minus 1. Da? Care până la urmă, dacă mi-aduc bine aproximarea, ar fi ca să aducem în ceva într-un interval mai puțin ce care înțelege mai bine, ar fi 10 la 18. Aproximativ, să zicem, da? Deci aproximativ acesta ar fi domeniul de reprezentare. Și atunci, ce se întâmplă în spate? Dacă rezultatul numeric, calculatorul va face înmulțirea aura, deci va încerca să mulțească aura, rezultatul va încerca să fie reprezentat pe tipul de dată pe care este definit A, da? Și A fiind definit prin un întreg, atunci va trebui să fie reprezentat pe 32 de biți. Și având în vedere că valoarea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 înmulțit cu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 probabil nu încape pe 32 de biți, în B va fi stocat A ori A, totul modulo 2 la 32 până la urmă. Da? Deci se va face o trunchiere și va fi stocat în variabila long-long, restul înmulțirii aur A. Da? Și asta este un lucru de care ar trebui să țineți cont atunci când faceți tot felul de operații și, de exemplu, declarați variabile, vă așteptați ca rezultatul să poată fi stocat undeva și până la urmă se întâmplă total altceva. Ok. Ce ar mai trebui să vorbim? Sau oare care ar fi, cum aș putea să repar? De exemplu, cum aș putea să repar? Aveți vreo idee? Astfel încât în B să am rezultatul mulțirii de aura. Acel rezultat ar trebui să încapă pe lung. Luăm un unsigned long. Ok, o să ajungem la reprezentarea numerelor în binar și să fie unsigned long, o să vedem ce înseamnă asta. Probabil nu voi acoperi același domeniu de valori, să zicem, dacă am valori întregi. S-ar putea să pot repara problema dacă aș face un cast la rezultatul mulțirii și a zice ceva de genul, zice... Da, aș putea face așa ceva. Și atunci aș putea să repar acel rezultat și atunci, da, rezultatul mulțirii îl voi putea stoca pe variabila de tip P. Ce am mai văzut că mai putem discuta, de exemplu, de aritmetică modulară și de numere în virgulă, deci numere cu virgulă. Dacă vorbim de aritmetică modulară, da, deci mă interesează de restul unei operații și are rost să discutăm despre așa ceva, tot pentru că dacă intervalul deci domeniul care poate fi asignat unor variabile care sunt date probleme este destul de mare, atunci probabil nu voi putea reprezenta nici pe long-long rezultatul operațiilor care le voi face. Și se pretează să arăt restul, să arăt valoarea modulo a rezultatului respectiv. Și atunci intră în discuție aritmetica modulară. Și da, deci operatorul mod, prin care vreau să iau restul în operații, de exemplu, 17 mod 5 ar trebui să fie 2, da? Restul împărțirii întregi a lui 17 la 5. Există câteva... da, există... Haideți să vedem care sunt... De exemplu, dacă am o operație de adunare și vreau să reprezint doar restul acelei operații, pot să transcriu asta în felul următor, deci pot să fac...
Da. La fel. La fel și pentru scădere. Și pentru înmulțirea de un număr. Da? În cazul în care, de exemplu, ar trebui să... Este un mod M scris acolo la capătul fiecărei expresii. Da? Deci, de exemplu, pentru mulțire, A ori B modulo M este A modulo M ori B modulo M, tot modulo M. Și atunci scap și de problema, de exemplu, a faptului că nu pot reprezenta rezultatul pe long-long și atunci probabil voi da ca și rezultat doar restul împărțirii de la 64, să zicem, da? Și ca și un exemplu care pot să vi-l dau ca și aplicație directă, imediat ar fi, de exemplu, calculul factorial, și un factorial foarte mare. Și atunci, dacă acel număr nu poate fi reprezentat pe long-long, eu voi reprezenta tot timpul restul și aș putea scrie următorul cod. Da, deci aș vrea să determin factorial de n și practic voi face modulo n și pot să-mi declar, să zicem, da, și în X, folosindu-mă de operațiile modulo, voi asigna expresia da, unde M, să zicem, este domeniul de reprezentare. Da? Și atunci, la final, când va trebui să prezint rezultatul, eu voi afișa sau voi prezenta X modulo N, da? Unde acesta corespunde factorialul modulo, deci ar fi, de exemplu, dacă reprezint pe long-long pe 64, ar fi X la modulo de la 64, da? Și atunci pot să arăt că am reprezentat corect, am calculat corect valoarea factorială. Da? Putem să discutăm despre tot așa legat de numere, de lucruri care sunt mai obscure sau care nu sunt înțelese chiar la început, este de aproximările care se pot face cu numere. Și, de exemplu, dacă aș declara o variabilă de tip double, și dacă acele variabile îi asignez, să zicem, da? M-aș aștepta ca X să conține valoarea 1. Din păcate, datorită aproximărilor care se fac, dacă încercați să executați acest cod și să afișați în consolă valoarea lui X, o să vedeți că obțineți 0,99989, ceva de genul. Da? Datorită aproximelor care se fac. Și de aici și problema care vine de aici, cum compar două numere care sunt, două variabile care sunt de tip double, da? Deci cum aș putea să le compar corect? Și evident că dacă folosesc operatorul de egal, atunci
dacă aș cumpăra, de exemplu, X cu 1, mi-ar da mea, dacă nu, valorile nu sunt egale, pentru că mă aștept să fie egale și atunci valorile, deci nu sunt aproximate corect și atunci o modalitate mai bună, să zicem, de a compara două numere cu virgulă, da, cu floating point numbers, e să presupunem că diferența acelor două numere este mai mică decât un prag, să zicem, decât o valoare de aproximare epsilon. Da? Deci aș putea să mă gândesc că numerele și acel epsilon, să zicem, îi asignez o valoare foarte, foarte mică. De exemplu, 10 la minus 10. Și atunci, dacă aș vrea să compar două numere cu virgulă A și B, să zicem, aș putea face ceva de genul. Bine, având în vedere că dacă aș avea acces la funcție de bibliotecă și aș putea calcula modulul, aș putea face diferența celor două numere și diferența respectivă să fie mai mică decât acel epsilon. Da? Și atunci, dacă asta înseamnă că cele două numere practic sunt, aș spune că numerele respective sunt egale. Da? Probleme care mi apar atunci când discut despre numere. Tot așa, am observat de-a lungul timpului că studenții, când rezolvă probleme, au dificultăți în a înțelege diferența între reprezentare și interpretarea datelor. Și această diferență între reprezentare și interpretare apare de la faptul că un calculator lucrează cu biți. Și având în vedere că calculatorul lucrează cu biți, el va reprezenta totul într-un limbaj binar în interiorul lui, da? Deci va avea alfabetul de reprezentare, va fi 0 și 1. Există o cantitate limitată de spațiu pentru a reprezenta orice număr, da? Deci discutasem mai sus că, de exemplu, pe un procesor de 32 de biți, am 32 de biți la dispoziție pentru a reprezenta numerele și atunci eu știu dacă scriu, dacă am de prezentat un număr pozitiv, să zicem 4, și dacă acest număr este în baza 10, scurtă recapitulare, pe 32 de biți acest număr va fi reprezentat oarecum în baza 2, pentru că în interiorul calculatorului așa va fi stocat numărul. 001. O să scriem 100 și o să scriu invers, da, și urmat în față. Aici ar trebui să pun atâția biți de 0, astfel încât să ajung tot să am 32 de biți. Da? E unde acest bit se numește most significant bit, cel mai semnificativ bit, da, și least significant bit, bitul din stânga fiind bitul cel mai puțin semnificativ. Da? Și atunci acest bit de 1 îi corespunde valorii 2 la 2. Da? Se află pe poziția 2 și atunci el corespunde bitului care îmi dă cifra 4. Sunt convins că știți cum să treceți numere dintre baze diferite. Vine problema reprezentării numerelor cu semn, fără semn. Ați adus aminte de înainte de unsigned long int. Diferența ar fi dacă vorbesc de numere cu semn față de numere fără semn, se jumătățește intervalul de reprezentare, pentru că din această reprezentare pe bita numărului va trebui să folosesc un bit care să-mi arate dacă e vorba de număr pozitiv sau număr negativ. Da? Și voi folosi cel mai semnificativ bit pentru asta și atunci îmi înjumătățesc acel interval de reprezentare. Pentru că, cum am spus mai sus, pe n bits pot să reprezint numere de la în interpretare fără semn, sau până acum am discutat de interpretare cu semn, deci am uitat să specific mai sus, atunci deci în interpretare fără semn pot să mă duc de la 0 până la de la n minus 1, da, și pot să reprezint aceste numere. Și dacă asta este în cazul de unsigned, să zicem, da? Când am doar numere pozitive. Și dacă vorbesc de interpretare cu semn, domeniul de valori posibile era cel de mai sus, da?
Ok. Nu știu dacă ați auzit de complementul față de 2, modul în care se reprezintă numerele negative, să zicem, în calculator. De exemplu, acest 4, dacă aș vrea să-l reprezint ca și minus 4, în baza 10, știe cineva să-mi zică primii 4 biți de la minus 4, ce mai puțin semnificativ, cum ar arăta? S-ar întoarce, adică 0 ar deveni 1 și 1, 0. Ok, ar fi... dar 1, da, așa ar fi aici 32 de bits. Așa ar fi reprezentarea lui minus 4 în binar, da? Și așa, de exemplu, dacă aș vedea pe 32 de bits în memoria calculatorului și aș vedea aceste valori, de exemplu, 30 de bits de 1 urmați de 2 bits de 0, na, eu aș putea să interpretez în mai multe feluri acea valoare și aș putea să interpretez ca și numărul minus 4, dacă aș lucra cu variabile de tip int, da? Deci dacă asigna acei 32 de bits la un int, dar dacă i-aș asigna la un unsigned int, acești 30 de bits de 1 urmați de 2 bits de 0 ar fi o valoare pozitivă foarte, foarte mare. Da? Diferența între reprezentare și interpretare. Ok. Trebuie ținut cont de asta, da? Operațiile la nivel de bit care se pot face, da? Deci operațiile logice de și ori XOR sau negare, da? Și cu operațiile respective sau și operația de shiftare de bit. Și cu aceste operații vreau să ajung la seturi și să vedem niște aplicații acelor operații, cum pot reprezenta seturi mult mai ușor și cum pot simplifica, nu să reduc complexitatea unui algoritm, ci să simplific pentru, să zicem, un număr mult mai mare de date, să încerc să simplific algoritmul și să reduc timpul de execuție a algoritmilor folosind operații la nivel de bit. Da? Deci, repet, și pentru aceasta ne vom baza pe operații logice pe la nivel de bit, da? And or XOR not și shift, da? Deci vreau să shiftez, n-o să sunt convins că le știți, n-o să intru, haideți să vedem niște aplicații. Și, de exemplu, dacă vi se cere reprezentarea binară a unui număr, cum ați putea să afișați reprezentarea binară sau să aflați cât mai repede reprezentarea binară sau să vedeți cât de bits de 1, să zicem, sau acei bits de 1, de exemplu, dintre reprezentarea unui număr ar putea fi elementele unui set care pot să le folosesc, da? Sau tot fel de chestii. Aș putea să mă folosesc, de exemplu, de următoarea expresie. Și ce aș face aici, de exemplu, aș lua, să zicem, variabila x, aș face x and 1 shiftat la stânga cu K poziții. Și oare ce aș face, care ar fi rezultatul acestei operații? Are cineva vreo idee? Timp că 1 n face 2 la n, din câte știu, care valoarea va shifta în stânga. De exemplu, dacă... Bine, să zicem că îi asignăm lui K valoarea... sau... Și va aduna după... Așa? În cod binar va face cumva unde 0 și 1 va face 1, între x și... 1, 0, 0 de cât e n-ul sau x-ul sau... Deci toată expresia asta îmi permite să izolez un bit din tot numărul respectiv. Da? Pentru că eu știu că dacă fac and între, de exemplu, dacă fac and între x și 1, unde x este o valoare binară, rezultatul va fi x. Da? Și haideți repede să scriu tabelul de adevăr, că atunci poate vă prindeți mai repede. De exemplu,
Da, am valorile acestea și dacă fac asta să fie A, B și dacă fac A and B, rezultatul este AND între 0 și 1, oare cât este rezultatul? 0. 0. Și AND între 1 și 0, la fel 0 și AND între 1 și 1? 1. Ok, și atunci, care, de exemplu, aceasta este valoarea, deci vedeți aici, vreau să colorez diferit, deci 0 și 1, deci ce se întâmplă dacă fac, și aici am, da, deci am variabila x. Ce se întâmplă dacă fac AND între 0 și orice, rezultatul este 0. Ce se întâmplă dacă fac AND între 1 și orice, rezultatul este acel orice, da? Deci acel X care, deci valoarea rămâne neschimbată. Și atunci dacă fac AND între, aici această operație va permite să-mi izolez un bit, de exemplu, din reprezentarea binară a numărului X, da? Pentru că pe acel 1 shiftez la stânga cu atâtea poziții cu cât îmi zice K. Și aplicația directă ar fi reprezentarea în, pot să obțin foarte, foarte repede reprezentarea în binar și, de exemplu, dacă, hai să zicem o banală afișare pe ecran, că atunci, da, plec de la presupunerea că vorbesc despre un întreg, acel întreg reprezentat pe 32 de bits. Și atunci, evident că voi lua voi tot voi izola pe rând fiecare bit din X și dacă acel bit este 1, pot, de exemplu, să afișez pe ecran 1, altfel pot afișa pe ecran 0. Da. Și înlocuiți cu orice alt program mai complicat în care trebuie să afișați, deci înlocuiți acest timp de cod cu orice chestie mai complicată în care trebuie, de exemplu, să numărați câți de biți de 1 există în reprezentare sau să faceți ceva cu cei biți de 1 din reprezentarea, da? Sau să izolați și să-i luați mai departe. Deci pot, folosindu-mă de aceste operații logice, pot să izolez biții, de exemplu, foarte, foarte ușor. Folosind tot așa o idee similară, pot face mai multe lucruri. De exemplu, care ar fi rezultatul dintre X și 1 shiftat la stânga de K poziție? Oare asta ce îmi face? Care ar fi rezultatul acestei, să zicem, instrucțiuni? Aceste linii de cod între X și 1 shiftat la stânga de K ori. Aveți vreo idee? Va fi cel mai mare număr mai mic decât următoarea bază. De exemplu, din reprezentarea binară a numărului X, numărul de pe poziția K va fi 1. Și tot așa ne gândim la tabelul de adevăr, la ce se întâmplă dacă fac A și B. Și tot așa, ce se întâmplă dacă fac A și o valoare necunoscută, da? Între 0 și ceva necunoscut și 1 și ceva necunoscut. Și, da, foarte, ca să vedeți pe altă. Să trecem repede și peste asta, pe tabelul de adevăr, deci tot așa. Este A și B și rezultatul între 0 și 0 va fi 0, 0 și 1, oare cât e, la nivel de bit, da, peste tot este 1. Și la fel ca mai sus, dacă fac 0 și X, vedem că rezultatul este X, 1 și, da, și acesta este X, 1 și X, rezultatul este 1. Da? Și atunci, făcând și între X și 1, pot să pun un 1 pe o anumită poziție. De exemplu, pot elementele unui set, pot să pun
poți să marchezi ca și cum elementul de poziția K face parte din set, subsetul respectiv sau în fine, cum o să discutăm imediat despre reprezentarea subseturilor ca și numere binare. La fel, mai există și putea scrie X și pot scrie negatorului un shiftat de K poziții la stânga. Da? Asta vrea să fie un not aici în fața parantezei rotunde. Oare asta ce face? Mă pot gândi din nou la tabelul de adevăr, la și. Păi îmi va pune pe poziția K, bitul va forța ca acel bit să fie 0. Da, și mai am o variantă. Oare asta ce-mi face? Mă bazez pe XOR, pe operația logică de XOR. Țineți minte, cu XOR pot inversa niște bit. Și atunci, practic, voi inversa bitul lui X de pe poziția K. Da? Că din tabelul de adevăr, pentru XOR și dacă scriu A XOR B, care este valoarea de adevăr între A XOR B, între 0 XOR 0? 0. Da? 0 XOR 1 sau 1 XOR 0 va trebui să-mi dea 1 și 1 XOR 1 va fi 0. Da? Și dacă ne uităm, dacă ne gândim tot așa că fac XOR între 0 și o necunoscută sau între 1 și o necunoscută. Vedem că 0 XOR necunoscută până la urmă e X și 1 XOR necunoscută e ceea ce obțin inversul numărul respectiv până la urmă. Da? Deci neg, practic, neg, inversez bitul. Dacă e 0, fac 1, dacă e 1, îl fac 0. Da, deci aș putea să folosesc așa ceva. Tot cu operații la nivel de bit, tot alte șmecherii, de exemplu, de genul ăsta, dacă pot forța ultimul bit, să zicem, să fie 1 sau 0 și, de exemplu, pot să fac X și între X minus 1, da, asta îmi face ca ultimul bit din X să primească valoarea 0. Și, de exemplu, X și negatului X, asta îmi face ca toți biții de 1 din numărul respectiv să devină 0. Ar trebui să vedeți pe ecran, trebuie să se actualizeze, trebuie să vedeți X, fi X, X negat. Da? Deci asta îmi setează toți biți de 1 din reprezentarea binară să fie 0. Da? Cu excepția ultimului bit. Tot așa, X sau X minus 1 inversează toți biții după ultimul bit de 1,
Hai să vedem o aplicație imediată a reprezentării binare și mă refer la seturi și subseturi. Deci asta vreau să aici vreau să ajung cu discuția, cum aș putea reprezenta un set și elementele unui set, de exemplu, dacă m-aș folosi de operații la nivel de bit, aș putea să le prezint ca și bits de 1 din reprezentarea binarului număr. Și să, pentru simplitate, să presupunem că avem seturi numai mari de 32 de elemente. Da? Și deci, pentru int fiind pe, reprezentat pe 32 de bits, da? Deci am un set de 32 de elemente și, de exemplu, presupunem că, eu știu, presupunem că am numere de la 0 până 31, da? Și dacă vreau ca acel să am un subset pe care să conțină numerele 1, 3, 4, să zicem, asta ar însemna ca în reprezentarea binară pe 32 de bits să pun pe indexul 1, 3 și 4, bit 1 și restul să rămână toate valori 0. Da? Și să zicem că ar arăta ceva de genul. Da, urmați de atât de 0, astfel încât să ajung la 32 de bits. Da? Și aș putea, de exemplu, să transform această reprezentare binară poate fi interpretată ca și un număr pozitiv, da? Și numărul pozitiv ar fi 2 plus 8 plus 16, da? Și acel număr va reprezenta elementele 1, 3 și 4 din subset 1, 3 și 4 din setul 0 până la 30 și 31, da? Și la ce vreau să ajung? Vreau să ajung la operații pe seturi, la operații de intersecție, de reuniune, de complement și de diferență. Da? Și vreau să vă arăt că acele operații sunt echivalente cu operații la nivel de bit, care le-am văzut mai sus. Și, spre exemplu, avem undeva declarat un întreg. Mi asignez valoarea 0 și vadă. Și haideți să zicem că acest întreg va reprezenta elementele 1, 3 și 4, da, care le-am definit mai sus. Da, și atunci, cum pot să asignez elementele 1, 3 și 4 în subset? Păi pot să scriu da. Asta înseamnă că bitul de pe index 1, plecând de la cel mai puțin semnificativ bit, va fi setat în 1. La fel, mă interesează și bitul de pe index 3 și bitul de pe index 4. Da. Și aș putea, astfel, x va fi, practic, ce era mai sus, reprezentat în binar și marchează ca și cum acele elemente fac parte din set. Da? Ce ar însemna, de exemplu, să fac intersecția a două subseturi. Deci, de exemplu, dacă vreau să fac la operații la nivel de la sintaxă, să zicem, la nivel de bit. Hai să zicem operații la nivel de bit. Oare ce ar însemna asta? Cum s-ar traduce în operații la nivel de bit, de exemplu, intersecția două subsete sau două sete? A ori B. Ok, dacă vreau să fac reuniunea a două seturi, asta ar fi A și B, da?
dacă vreau să obțin complementul unui set, asta ar fi negarea, da? Și dacă vreau să obțin diferența, asta ar fi A și complementul lui B. Da? Nu pare a fi o îmbunătățire, de exemplu, dacă ne gândim la algoritm care lucrează cu seturi și dacă datele de intrare, să zicem, sunt numere mari, operația asta la nivel de bit o să vedeți că scurtează timpul de execuție a algoritmului respectiv, dar sunt niște eficientizări care le pot face. Și ca să vă dau un exemplu, fie setul X, care hai să fie acela set care conține elementele 1, 3, 4, hai să zicem și 8, și Y, care conține elementele aștept să le sincronizeze 3, 6, 8, 9. Dacă aș vrea să obțin pe Z, care ar fi reuniunea celor două seturi, asta ar însemna 3, 4, 6, 8 și 9. Asta s-ar traduce, de exemplu, X și Y. Da? Asta ar fi o singură operație. Bine, dacă fac și declarația zicem când declar datele, pentru X, ar putea declara în felul următor. La fel și Y. Și atunci intersecția, reuniunea, pardon, a celor două seturi va fi X și Y. M-am scăpat de... Am simplificat destul de mult treaba. Pot să iterez pe seturi, da? Cum aș putea itera pe un set? Păi... De exemplu, dacă vreau să mă duc pe subsetul da, asta la nivel de bit e foarte simplu în felul următor. Fi un banal O. Da, și aș face ceva operații. Dacă am un subset de K elemente, da, și vreau să merg doar prin acele K elemente, atunci ce ar trebui să adaug în plus? Ar trebui, de exemplu, să număr cumva aici câți biți de 1 am în reprezentarea binară. Ați văzut mai sus cum scot biții de 1. Da, deci așa iterez pe un subset de n elemente, folosind din mod de operație la nivel de bit. Dacă, de exemplu, vreau să iterez pe un subset dintr-un set X, pot să fac ceva de genul.
fac ceva cu, procesez cumva setul B, da? Atâta timp cât da, și în felul ăsta pot să iterez peste elementele unui subset. Bine, vă întrebați, ok, și ce mai pot face cu operația asta la nivel de bit? De exemplu, pot să optimizez alți algoritmi. Repet, nu schimb complexitatea, dar pot avea un impact destul de mare atunci când la timpul de execuție algoritmul respectiv. Și ne putem gândi la distanța Hamming, să zicem, la banală distanța Hamming. Și cum anume pot face asta cu operații la nivel de bit, da? Cum pot simplifica lucrurile și cum pot reduce timpul de execuție a calculului distanței Hamming folosind operații la nivel de bit. Dacă reamintești ce e distanța Hamming, dacă aveți două seturi sau două stringuri, să zicem, să zicem A și B, atunci trebuie ca cele stringuri să aibă dimensiune, să fie de aceeași dimensiune. Distanța Hamming, oare știe cineva ce măsoară? Dar de curiozitate. Măsoară numărul de poziții pe care elementele, să zicem, șirului A diferă de elementele șirului B. Da? Deci măsoară practic numărul de diferențe, de câte ori diferă, câte elemente diferă între cele două șiruri. Și pot să vă dau un exemplu. Să presupunem că mă refer tot așa la nivel de reprezentare binară pentru că mi-e mai simplu. Și am numărul 01101 și 11001, da, care ar fi distanța Hamming, ținând cont că definiția am zis că e pe câte poziții conțin elemente diferite dintre cele două șiruri. Distanța Hamming trebuie să fie 2, da? Pentru că dacă mă uit la cele două șiruri, să le scriu unul sub altul, văd că am aceste poziții din șiruri unde elementele nu sunt egale, da? Și atunci am două poziții în șir în care elementele dintre A și B nu sunt egale și distanța Hamming este 2. Da? Și atunci, haideți să vedem cum anume pot scrie cod care să-mi calculeze această distanță Hamming. Da? Și o modalitate directă de a determina distanța Hamming e să merg printre toate perechile de elemente din șirul respectiv și să văd care elemente sunt comune, care elemente sunt diferite. Da? Și atunci să incrementez ceva contor. Și asta o să fie un algoritm de o complexitate, tot o să fie de complexitate, o să fie ceva de genul O de N pătrat K. Pot schița repede un algoritm. Da. Mă refer la șiruri, da? Și deci încă în D țin minte câte elemente sunt diferite. Ce ar trebui să fac? Ar trebui să mă uit peste perechi.
Și în felul ăsta aș putea să-mi determin distanța Hamming între două șire, să zicem. Mă uit la primele calmete din și respectiv. Dar dacă acest K este mic, pot optimiza codul respectiv și pot optimiza pentru că stochez șirul ca și un întreg. Și atunci optimizarea mea s-ar traduce în felul următor. Voi pasa ca și parametri niște întregi acum. Și ce ar trebui să fac? Păi ar trebui să întorc numărul de biți de 1 dintre cine? Între A sau B. Oare de ce? Că practic A XOR B o să obțin un număr în binar care conține 1 pe pozițiile pentru care, dacă vă aduceți aminte de tabelul de adevăr pentru operația XOR, pentru care elementele dintre A și B sunt diferite. Da? Că vă uitați aici că între 0, 1 și 1, 0 obțin rezultatul la XOR B este 1. În rest, între atunci când parametrii care dau la XOR 0, deci A și B au valori egale, atunci rezultatul este 0. Și atunci, practic, număr câți biți de 1 există între A XOR B. Da? Și reduc destul de mult timpul de execuție dacă mă folosesc de operație la nivel de bit. Ok. Ar mai fi altă aplicație, de exemplu, pot număra câte, să zicem, câte dreptunghiuri conține, câte subseturi care dintr-un set sunt care deplinesc o anumită condiție. Asta, din lipsă de timp, o să vă rog să vă uitați în documentul care o să fie postat pe site-ul. Da? Mergem un pic mai departe și haideți să ne uităm un pic la și la numere prime. Aș vrea să discutăm și după să vedem și niște aplicații. Da? Și pentru aceasta da, deci ne uităm la numere prime, la, practic, teoria numerelor puțin. Și, probabil, știți că, deci am, haideți să nu pot, numere prime și factor, da? Și să discutăm despre divizor și să vedem cum putem face o factorizare a numărului prime dintr-un număr. Și atunci, un număr A este denumit ca și divizor. Readuc aminte pe scurt, da? Al număr B, dacă A îl divide pe B. Și dacă A este divizor sau un factor al lui B, pot să scriu A îl divide pe B, nu? Și dacă altfel, pot să scriu A nu divide pe B, da? Și numărul N, care să zicem mai mare decât 1, este denumit ca și fiind prim, nu? Dacă singurului divizor sau singurului factor pozitiv sunt 1 și N, da? Deci 1 și el însuși. Pentru fiecare număr pozitiv mai mare ca 1, pot să scriu ca și o factorizare de numere prime. De exemplu, n poate să fie
pot să mă uit la, la N ca la un produs de numere prime, unde P1 până la PK sunt numere prime, da, și alfa 1 până la alfa K sunt puteri la care ridic acele. Sunt niște numere pozitive, puterile numerelor prime. Și, de exemplu, îmi vine în minte numărul 84, da, acest număr 84 pot să scriu ca și 2 la puterea 2, ori 3 la puterea 1, ori 7 la puterea 1. Da? Factorizarea lui în numere prime a lui 84. Da? Haideți să vedem și niște aplicații cu aceste concepte, să vedem cum aplicați cu numere prime și să vă arăt algoritm. Da, de exemplu, dacă un număr nu este prim, cum am zis, pot să reprezint ca și un produs de două numere, de AOP, unde deci A poate să fie mai mic sau egal decât radical din A, nu? Și sau B, da, cu un anumit factor. Și atunci are un factor din ăsta între 2 și partea întreagă inferioară din radical din N. Asta vreau să zic. Da? Și atunci de exemplu, numărul este prim sau nu, imediat pot să determin în felul următor. Da. Și în felul ăsta pot determina repede dacă număr prim și după care pot să construiesc vector folosind numai de asta, da, care conțin numerele prime care putea să fie în factorizarea acelui număr respectiv și pot să le afișez foarte, foarte simplu, de exemplu, cum aș putea determina acele numere? Păi aici, dacă de exemplu, așa, ce este ca o divizionare? Atât timp cât în modulul x este 0, fac ceva cu cel cu x, da? Unde, pentru că x va fi, va trebui să fac ceva cu x, că este un număr prim care intră în factorizarea numărul respectiv. Da? Eu știu, îl afișez pe ecran, să zicem, ca să nu zic că îl stochez într-un vector dacă nu vorbim de vector și atunci. Da, și în felul ăsta pot să-mi iau elementele care intră în factorizarea numărului respectiv. Ok. Hai să ne uităm și la niște probleme. Am pregătit și câteva cerințe, de exemplu, de probleme și atunci
Dacă am un număr natural, pot, de exemplu, să cer să deci fie număr natural n. Pot cere, de exemplu, problema ar fi să determin numărul de cifre de 0 cu care se termină factorialul numărului respectiv. Da. Deci numărul de cifre de 0 cu care se termină n factorial, da? Și pot cere asta în două moduri, de exemplu pot fi cu determinarea, cu calculul acelui factorial sau fără să calculez acel factorial. Și, de exemplu, la testele grele voi puteți vedea codul care face chestia asta și să vă întrebe ce anume face codul respectiv, da? Atunci, haideți să vedem prima variantă în care vreau să calculez acel factorial, repede să schițăm un cod. Da. Primesc ca și parametru acel număr. Determin factorialul numărului respectiv. Și pe încep și număr. La reprezentarea binară. Și voi dat în sus. Optimizările care le pot face, da? Și factorialul numărului, iarăși chestie banală. Dacă, de exemplu, iterez peste și în felul ăsta pot să-mi determin. Pot să văd în câte cifre se termină, cu câte cifre de 0 se termină factorialul numărului respectiv. Asta prin calcularea factorialului. Dacă nu vreau să determin factorialul, numărul respectiv, abordarea ar fi felul următor. Deci nu vreau să calculez factura de n. Să zicem varianta 1. Gramului și atunci tot așa. Număr câte cifre sunt și ce ar trebui să fac? Ar trebui să plug.
Da? Practic, în felul ăsta determin numărul de cifre de 0 fără să calculez factorul număr. Un număr câte cifre de 4, din 4 în 4 mă duc și număr câți de 0 sunt. Da. De exemplu de manipulare de manipularea. Mai am pregătit de câteva probleme care am putea să le discutăm, de exemplu cu numere triangulare și cu numere piramidale, nu știu cât e mai. Mare Dan, dacă mă poți ajuta. Aproximativ 7 minute. Ok, cam, hai să începem. Hai să uităm pic la numere triangulare. Da? Și, de exemplu, tot așa, aș putea imagina o problemă în care, să zicem, să cită șirul de numere naturale, da? Și fiecare, cumva, am numere și vreau să determin dacă acel numărul maxim de... Deci vreau să determin maximul dintre numerele triangulare din șir și maximul, să zicem, dintre numere triangulare existente între toate șirurile citite. Da? Deci ceva manipulare de șiruri. Da? Și cu un număr vreau să fie, să se numească triangular dacă, de exemplu, haideți să scriu ca să nu... Deci X pot să-l numesc triangular. Da? Dacă da, deci dacă există un număr n astfel încât x trebuie să fie egal cu suma primelor n numere naturale. Deci să presupunem că vreau să fac ceva cu numerele astea triangulare, da? Și să presupunem că citesc șirul și caut în șirul numere triangulare sau caut maximum număr triangular care există în șirul respectiv sau ceva de genul ăsta. Da? Și practic trebuie să determin aceste numere triangulare. Și atunci să vedem cum ar arăta codul care caută dacă un număr este triangular sau nu. Și atunci verific, da, dacă este triangular. Îi primesc ca și parametru întreg. Da. Ok. Am nevoie de a parcurge primele numere și să tot fac calcule sume, da, și să văd dacă suma respectivă este numărul sau nu. Atunci, dacă, până la urmă, S este X, o să întorc true, numărul este triangular. Da? Și pot determina în felul ăsta dacă un număr este triangular sau nu. Și atunci, să zicem, citesc șirul și calculez maximul, păi folosesc niște variabile ca să-mi rețin maximul. Da? Ideea era că să pot să determin care este număr triangular sau nu. Cred că mai bine mă opresc aici ca să nu mă duc mai departe, să nu depășesc timpul. Să supun soluția în documentul care va fi postat pe pagina facultății.